Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight și să sperăm că vom reuși să câștigăm și noi acest meci deoarece chiar nu am chef să mai repet încă o dată și este Wraith și eu am o lanternă, wow! Cea mai șmecheră combinație ever, deci înceapă trollul! Și încă o chestie pe care vreau să o anunț este că am schimbat și eu microfonul în sfârșit, am realizat cum să-l folosesc pe acesta Audio Technica 2035 cu interfața audio pe care mi-am luat-o de ceva vreme și este o lanternă bine de știut. Ha, deci nu mă vrei pe mine, ok. Și sper că se aude bine microfonul acesta și dacă se aude ok, ce se întâmplă? E dat crash sau ceva? Da. Și vreau să-mi spuneți și mie ce părere aveți despre acest microfon. Vreau să-mi spuneți dacă vi se pare ok sau nu. E clar, are un relenting. Da, rip. Ripperino, in peperino, are mori. For fuck's sake. Pe bune. Și acum spunem că are doar pe ăla de la început, pentru că ar fi genial. Ar fi superb. Aha. Da. Ok, însă ne vedem în meciul următor atunci. Rip. Ok, și am revenit, suntem pe mapa Outer Heaven Wreckers și să sperăm că vom reuși să câștigăm. Ok. Ok, unde este killerul Michelangelo cumva? Este Michelangelo. Uităm stânga, dreapta. Dacă este Michelangelo, este nasol rău de tot. Vine și pac. Au, și n-am fost atent. Choose. Shots fired. It was the shots fired. Ok. Unde este? Ui că nu este. Unde este? Nu este. Michelangelo, ne spionezi? Ne spionezi? Bolangiu mic, care ești tu? Bolangiu. Aha! Haide cu mine. Haide cu mine, my friend, haide. Amândouă aici, ca fetele. Hello. Hello, Meg. Mamă, ce asortate. Ce să mai? Nu ne trebuie nimic mai mult de atâta. Adică ele, de ce l-a duci la noi? De ce? Nu, și de ce fugi? Nu înțeleg de ce fugi, dar în fine. Ei, i-am dat blind și după tot m-a lovit. Așa se face, nu? Pentru ce l-ai lăsat să facă farm pe tine? Dar nu face, fuge. Ok, păi mulțumesc foarte, foarte mult. Ah, era Nicole.
Nicole, nu, stai că vin. Vin, Nicole, nu, nu te speria. Stai, stai că vin. Stai că vin, Nicole. Am venit, Nicole, stai așa. La faza aceea a fost genială. Nu știu cum am reușit, dar văd că omul n-a avut treabă. Nici că m-a văzut. Rip, rip. Am cam dat fail aici, dar nu e bai. Ne orientăm după paleți, ceea ce ar trebui să faceți mereu în cazul în care sunteți prinși. Și dăm recover între timp. Acolo s-ar putea să fie paleți. Haide, sprint burst. Hame, 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 fete. Haide, sprint burst. Știi că vrei să mă ajuți, haide. Nu, Nico. Riperino, peperino. Vino și ajută-mă, bulangiu. Mic, care ești tu, bulangiu, haide. Haide, știi că vrei să mă ajuți, haide. Adică vrei, haide, nu vrei, ok, ok, ok. Nenea, ia-mă, ia-mă, te rog, please, please. Hehehehehehe. Nu, gata, nu mă mai salvează nimeni. Rip, rip, de ce ar trebui să dau miss? De ce ar fi trebuit să dau eu fail la skill check-ul acela? The 5%? The 5%, my friends? De ce nu văd pe nimeni? A, uite acolo, 3. 1, 2, 3. Dacă pierd și acum, este clar și nu am noroc și înseamnă că trebuie să mă las de jocul acesta. Dar nu voi respecta chestia asta și voi continua să joc acest joc, chiar dacă este bulangiu cu mine. Haide! Haide! Haide, vino! Ok, acolo este o Claudette care este rănită, acolo este Nicole. E cineva aici care fuge pentru că a dat de killer. Dacă e blangiu și nu știe cum se joace. Nu l-a dus spre mine. Mm-hmm. Bine că acum dai generatorul. Ești foarte drăguț, foarte scump și te iubesc. Te iubesc. Rip. Și nici că s-a chinuit să mă ajute. E bulangiu. Păi în cazul acesta din nou, fraților, ne vedem în meciul următor. Până ne iasă și nouă ceva. Ok, și am revenit. Suntem împotriva unui Wraith again. Și să sperăm că de data aceasta vom avea și noi ceva noroc, pentru că nu am avut prea mult noroc anterior. Și da, n-am cuvinte. Te-a găsit pe cineva, deci haideți să vedem ce va ieși în sfârșit. Poate reușim și noi să câștigăm. Park, 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 park. Unde ești? Spune-mi unde ești. Da, spune unde te găsesc pe tine. Mai alt tine? În fine. Rime! Nope! Go back! I'm like, nope! Thank you.
Pare rău, Nicol. Damn, son. Ok. Hai, de avem ceva șanse acum. Nu, Nicol, nu. Nu, te voi proteja, Nicol, dacă pot. E, sau te protejezi singură. Ceva pe aici? Nu? Ok. Ok. Nimica. Hei, domnul killer. Ok. Fuga! Fuga, tot squad-ul aici, toată echipa. Toată echipa aici, fugiți! Fugiți cum nu ați fugit vreodată. Unde te duce? Vreau să te salvez. Ups. De ce? Jesus. De ce? Mereu dăm unul de altul. Ce se întâmplă asta mereu? Înțeleg. Nicky? Salvează. Haide. Știu că îl duci în basement. Asta e ideea, deci slabe șanse. Dar trebuie să ne dăm și noi heal între timp. Go for the points. Whoops. Ok, am tras una la microfon, dar nu-i bai. Nu-i bai. Tot pe aici se află el. Ne va face un generator, please? Generatorus, făcutus, lisus. Unde este killerul? Ok, este pe aici și va ieși pe acolo. Hello. Nu, nu, nu. E ce face omul, nu e chiar așa. Dar e așa că nu e așa. Ce? Deci, stai așa că nu e așa. Dar a fost salvată, ceea ce e perfect. Acum ne trebuie și generator, shiny tiny. Este shiny tiny, nu l-aduceți aici. Haide, dacă ai auzul dezvoltat ca mine, poți să auzi generatorul și să vin cu acest să primești heal. Dar presupun că nu merge așa, nu? Ok. Știe cum se joace, nu zic că nu știe acest killer. Dar totuși nu m-a prins încă. Și să sperăm că nu mă va prinde pentru următorul timp. Următorul timp. GG! Nice! Sper că nu mă va prinde pe mine următoarea dată. Ca să fie easy peasy, shiny, tiny.
Îi dăm pateu dacă ne lasă să trăim. Haide. Du 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 du. Știu că nu campează. Asta e ideea. Campezi? Nu campează. Eee, ce băiat cu minte nu campează. Nu, Nicol va muri instant. Nu, de ce, Nicol, de ce? De ce nu? E obses... A, da, Nicol este obsesia, deci nu cred că o va omorâ încă. A luat-o pe sus? Ce? Nu înțeleg. Ia uite-l. L-am văzut, te-am văzut, bulangiu mic, care ești tu, bulangiu? Bă, la acest băiat va muri instant. Dacă nu ridică cineva, iar eu nu mă dedic la chestia asta, să ridic persoanele de pe jos. Eu sunt eu și fac treaba mea, n-am treabă. Gata, haideți. Haideți, este timpul să ridicăm de pe jos. Dacă n-ai mai plecat ca un bolangiu de aici. Haide. 3, 2, 1, pac, 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 pac. Easy, Leanu. Haideți la generatorul nostru minunat pe care trebuie să-l facem. Chiar nu vrea să ne omoare, adică ce face? Aha. Bun, unde o duce? Nu înțeleg. A, e un crâlig acolo, ok. Ok, văd, înțeleg. Get rectorino. Easy, Leanu, easy, Leanu. Dacă mai mor încă o dată, este nasol. Pe bune? Iar toți au murit așa de repede. Are you kidding me? Ah, nu era Nicol obsesia, înțeleg. Înțeleg, dar unde se deschid porțile? Unde s-a decis Nicol să deschidă porțile astea, mă întreb eu pe mine. Pe mine, mă întreb pe mine. What's this gonna be? Are we gonna win it? Or are we gonna lose it? Aflați acest lucru în episodul următor. Glumesc, fraților. Dar, haideți să trecem și noi la fapte. Vedem unde este poarta, vedem unde putem ieși și noi. Are în... Nurse is calling. Are Spies in the Shadows sau Spies from the Shadows 100%. Nu m-am uitat și o să văd unde este cealaltă poartă, pentru că de ce să mă uit? No? Iar în rest, haideți să ne căutăm poarta singuri și să sperăm cât mai puține ciori. Ok, poarta greșită. Mă risc aici, mă risc foarte mult, dar n-am ce face. Îl văd. Băi, bitch! N-am reușit să fac jucul, dar în fine, haideți să trecem și noi la treabă, pentru că în sfârșit am câștigat și noi meciul acesta superb și sublim. Aproape double pip, foarte aproape. A jucat foarte bine, n-am ce zice. Twitch, MCGTV. Însă haideți să intrăm și noi pe upgrade, vedem ce putem da, pentru că avem 23.000 de puncte și după aceea vom închide și noi acest episod mirobolant, în care am pierdut două meciuri, dar am câștigat un meci intens. Fuck,
Vreau să iau acest medkit. Nice. Și aș mai vrea să iau chestia asta pentru că este foarte folositoare. Asta pentru că este 5000 de puncte. Și păi cam asta a fost tot din acest mirobolant episod. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați să dați și voi acolo un like dacă vreți să vedeți din ce în ce mai multe episoade și live-uri cu Dead by Daylight. Nu uitați să dați și voi acolo un share pentru că însemna enorm pentru mine să ne strângem și noi o comunitate cât mai mare. Iar în cazul în care nu ai făcut-o, nu uitați să dai și tu un subscribe pentru că însemna enorm pentru mine și aș aprecia enorm. Iar până data viitoare, eu am fost Alex și nu uitați să spuneți și voi în comentarii ce părere aveți despre noul meu microfon, pentru că m-a interesat, iar după cum am spus, ne vedem în videoul următor.